medic specialist urologie. Ofelia Oprea, medic specialist obstetrică ginecologie. Andreea Ghițulescu, medic specialist ORL. Danila Madela Andreea, medic specialist medicină internă. Sofia Liter, medic specialist endocrinologie. Și mai avem și Diana Lefter, medic specialist terapie și anestezie. Mulțumim. Terapie intensivă și anestezie, este în sala de operație. De cât timp ați venit la spital? Eu încă n-am început. Nu mi s-a eliberat certificatul de medic specialist. Asta de puțin timp, probabil, nu? Eu am început pe 30 ianuarie. Deci chiar... Toată lumea recent, în septembrie. Ah, ok. Eu aș vrea să vă întreb de ce ați venit la Curtea de Ardeș. În primul rând că sunt din Pitești și sunt aproape de casă. Și... Eu am luat postul prin rezidențiat. Uh-huh. Am făcut rezidențiatul la București, am citit prin Fonden. Și e dreptul meu câștigat prin post nota mea, care a fost destul de mare, și atunci m-am gândit că e... oportunitate și pentru mine să... E o diferență între un spital foarte mare și unul mic și cred că am multe de învățat. La fel și eu. Am luat postul la rezidențiat și mi-am dorit un post într-un spital de stat. Așa că nu am avut cumva la loc să fie postul ăsta Cum vi se pare spitalul din punct de vedere al dotărilor, echipamente? Pe secția de obstetrică ginecologie mi se pare minunat în sensul că avem două ecografe noi, un videocolposcop nou, înțeleg că s-ar putea să primim și un histeroscop în viitorul apropiat. Putem să apelăm și la chirurgie minim-invazivă prin laparoscopul de pe secția de chirurgie. Deci eu sunt foarte încântată de ce ne oferă spitalul. Și linie endoscopică și chirurgie deschisă se poate face. Vreți să rămâneți la acest spital sau îl considerați o rampă de lansare, un intermediu? De 4 luni lucrez aici, da, aș vrea să rămân. Perfect. Planul e să da, să rămânem aici. Aș vrea întâi de toate să le urez bun venit tuturor. Noi am primit cu brațele deschise și ne dorim să avem o foarte bună colaborare și să rămână alături de noi. Și aș vrea să vă spun că mai avem încă un medic, medic anestezist, care la ora aceasta este în sala de operații, pentru că se operează și se operează mult. Se numește doamna doctor Diana Lefter. Tuturor le urez încă o dată bun venit. Mulțumesc. Bună ziua, numele meu este Diana Lefter, sunt medic anestezist specialist de anul acesta și lucrez la Spitalul Curtea de Argeș din 1 februarie 2023. Thank you.